Duhul și Mireasa strigă, vino Doamne Iisuse, Maranata, și cel ce aude să zică, vino Doamne. Și Domnul să ne binecuvânteze, să zicem cu toții, vino, vino Iisuse. Un gând doar acum la sfârșit de timp de slujire, Domnul Iisus Hristos să ne binecuvânteze. În Matei, capitolul 7, cu versetul 7, spune în felul următor, ca subtitlu stăruința în rugăciune: cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, că oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții Domnului, s-a vestit un post de 40 de zile, e un post care trebuie sprijinit cu frați, cu surori, e un post care poate să cuprindă toată lumea aceasta. De la un capăt la alta vestim un post înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să dea biruință, ca Dumnezeu să dea un seceriș bogat, ca multe inimi să fie străpunse de cuvântul lui Dumnezeu, să fie străpunse de Duhul lui Dumnezeu și să se întoarcă împreună cu noi la Iisus, pe Cel ce L-a trimis Dumnezeu din cer ca să ne mântuiască. Slăvit să fie Domnul și să ne dea viață veșnică și să ne strămute în împărăția dragostei Lui. Slăvit să fie Domnul. De aceea Domnul să dea biruință și pentru aceasta trebuie să ne înrolăm în rugăciune, să ne înrolăm în post, să punem umărul așa cum s-a spus, nu? Să fim înfiripați, bine înrădăcinați, bine, nu? Să fim bine puși pe temelia cuvântului lui Dumnezeu. Să rămânem tari, zidiți în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. De aceea se vestește un lanț de rugăciune, un lanț de post înaintea lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei ce vă veți angrena în această mare slujire, dacă vreți, înaintea lui Dumnezeu. În Roman 12, cu versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e din partea voastră o slujbă și a noastră o slujbă duhovnicească. Și Domnul să ne binecuvânteze să îmbrăcăm haina slujirii. Pentru că Domnul Iisus Hristos a dat o lecție ucenicilor, luând ștergarul, luând ligheanul, spălând picioarele și a zis, înțelegeți voi ce fac? Acum nu înțelegeți, dar veți înțelege. Ziceți, sunteți datori să vă slujiți unii altora și să-L slujim pe Dumnezeu. Dacă eu, învățătorul vostru, am făcut lucrul acesta și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta, în primul rând să-L slujim pe Dumnezeu și apoi să ne slujim unii altora în dragoste. Slăviți să fie Domnul! Răsfoind cuvântul lui Dumnezeu în împărați, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu o prietenie așa frumoasă. Prietenia lui David cu Ionatan. Iubiții Domnului, am realizat acolo prietenie și o legătură de dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo am văzut dragostea agape. Dragostea agape turnată de Dumnezeu în inima lui David, dar și în inima lui Ionatan. Ei nu numai că au fost prieteni, au fost ca și frați. Deși erau dintr-un rege și erau dintr-un om simplu, David și Ionatan, spune cuvântul lui Dumnezeu, ei au avut o dragoste mai mult decât se poate pricepe. Slăvit să fie Domnul! S-au iubit până la moarte. Iubiții Domnului, după moartea lui Ionatan, o plâns mult de David. O plâns mult David pe Ionatan. Pentru că nu s-au găsit alt prieten așa de bun, așa de dăruit. Și când tatăl său, Saul, tatăl lui Ionatan, a vrut să-l ucidă pe David, a spus, nu, pentru tine, David, pentru prietenia noastră, pentru dragostea ce ți-o port, zice, nu, eu te voi ajuta să nu pieri. O plâns David mult. Și, dragii mei, să fim oameni cu dragoste, oameni cu dragoste de Dumnezeu și oameni cu dragoste de frați, slăviți să fie Domnul, dar și de oameni, iubirea de oameni. Și Domnul să ne binecuvânteze. De aceea am vrea să sprijinim această lucrare și vă invităm, cei ce puteți intra în jertfă. De mâine se declară post pentru 40 de zile. 40 de zile pentru a sprijini lucrarea lui Dumnezeu de mântuirea sufletelor pierdute. Pentru a sprijini lucrarea, nu, Domnului, ca slujitorii să prindă putere și să fie îmbrăcați cu putere. Vom intra în jertfa aceasta și se vor pune aici pe grup, pe platforma aceasta, punctele de rugăciune.
Domnul să ne binecuvânteze și cei ce vreți să faceți lucrul acesta, anunțați coordonatorii grupului, anunțați grupul și sunteți bineveniți să zidiți împreună cu noi, să zidim în lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți. Vă mulțumim anticipat și zicem ca Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă răsplătească. O zi, două, cât puteți să țineți, sunt 40 de zile, fiecare poate, nu, cel puțin, măcar ca farisei, cum spuneau, fariseul acela la templu, nu, eu postez de două ori pe săptămână. Poate nu puteți de două ori, dar în 40 de zile, poate măcar o dată să sprijiniți lucrarea lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim Domnului celor ce au slujit astăzi. Mulțumim Domnului celor ce au adus contribuția lor prin cuvânt, prin cântare, prin mărturisire. Mulțumim Domnului care lucrează cu cuvântul său și cei ce au auzit și vor auzi mesajele, cântările de laudă, cele ce au fost prelucrate astăzi aici, Domnul să cerceteze. Am vrea să încheiem lucrarea din această zi cu o rugăciune. O rugăciune înălțată înaintea Domnului de mulțumire. Și am vrea ca sora Sanda să înalțe această rugăciune și noi în tăcere vom sprijini cu un amin și Domnul să o binecuvânteze.